am înțeles că modul în care trăiam până în curs era faptul că mă raportam la ceea ce este în jurul meu și foarte puțin la ceea ce sunt eu. Foarte puțin. Și atunci am înțeles că eu sunt omul și persoana care poate schimba această direcție spre binele meu. Până la urmă, în momentul în care eu îmi doresc ceva, îmi doresc pentru mine și binele meu și dacă eu fac cum zic ceilalți, atunci e o negare. E o negare a ceea ce sunt eu și a ceea ce îmi ce doresc. Eram în zona în care îmi doream vise mărețe și îmi doresc în continuare și am liste foarte mari, sunt adeptul pusului de dorințe și setării de dorințe foarte, foarte mari, dar cumva au fost niște pași ca parte a procesului Monicăi care m-au ajutat să, să înțeleg mai bine de ce este uh, necesar să ai într adevăr un vis mare, pentru că în momentul în care tu îl ai și l-ai clar pentru tine, în momentul ăla ceva începe să-l spargă în bucăți și să zici ok, eu peste 20 de ani vreau să ajung în punctul X, ce trebuie să fac eu acum? ca să ajung acolo. Asta îți dă cumva direcția și împăcarea și pentru tascurile și tot ceea ce, ce vine către tine în fiecare zi. Am capacitatea în momentul de față să spun nu șefului pentru un anumit task și să-i spun ok, uite, eu fac lucru, eu fac altceva în schimb. Am alte treabă sau sunt am alte priorități în momentul de față care țin tot de muncă. Puțin se întâmplă să mai dea năvală cu diferite tascuri care n-au nicio legătură cu obiectivul meu, de exemplu, sau cu ceea ce trebuie eu să fac. Percepția mea este că marea parte a oamenilor sau majoritatea cu care discut sau intră în discuții zilnic și intrăm în discuții zilnic, majoritatea lor își doresc lucrul ăsta, dar că este ceea ce faci, din nou, acel mic șurubel sau acel mic cui sau acea mic, mică piatră pe care începi să o pui ca și cărămidă la fundația casei tale, care ești tu, contează. Dacă nu faci nimic în sensul ăsta, nu se va întâmpla nimic. Poți să rămâi doar cu dorința. Mm -hmm. Adică da, poți să-mi setez să vreau să trăiesc bine, dar dacă nu fac nimic în direcția nu mă ajută. Și da, investiția este pentru mine cea mai, cea mai, bună investiție, by far, până acum, în mine. Salutări! Dacă urmărești acest video, înseamnă că dezvoltarea personală este importantă pentru tine și te felicit că aloci timp și energie ca să devii cea mai bună variantă ta. Vei urmări în continuare o serie de videouri. Aceste videouri sunt înregistrări ale colegilor mei în discuție cu unii dintre clienții care au participat la procese individuale și de grup create de mine. Colegii mei sunt persoane foarte importante pentru mine și au avut o creștere exponențială, atât lucrând cu instrumente și metode create de mine, cât și prin munca pe care au depus-o în a deveni și ei cea mai bună variantă a lor. Ei, colegii, i-au luat la în întrebări pe clienții care au parcurs procesele individuale și de grup create de mine, procese care le-au adus rezultate spectaculoase. Te invit să urmărești aceste videouri și să vezi tips and tricks prin care și tu poți obține rezultate exponențiale. Urmărește videourile. Salut Uh, îți mulțumesc Bună. că ai spus da acestui interviu și abia aștept să aud cum, cum a fost călătoria ta în, în Inspired Money Program. Povestește-mi, te rog, puțin despre tine acum la început. În primul rând, cu mare drag, mulțumesc pentru oportunitate, mulțumesc. Numele meu este Gadi Mihalca. Sunt angajat în, în IT într-o companie multinacională cu poziția de channel manager, mă ocup pe o mare parte de parteneri. M-am înscris în curs pentru că sau, intenția mea despre în intrarea în curs a fost să trăiesc în prosperitate și în continuare îmi doresc să, să, să trăiesc în prosperitate pentru că percep că uh, acest lucru este un lucru normal. Da? Este un lucru pe care toți ar trebui să-l trăim și atunci caut uh, unelte care să-mi să mă ajute sau să mă susțină în a ajunge acolo unde îmi doresc eu să, să merg. Da? Și asta este să trăiesc în prosperitate. Și cam, cam, cam asta este despre ce mi-am dorit eu de la cursul ăsta. Uh -huh. Cum ai descoperit Inspired Life și programele? Ai spune așa, pe Monica Ion am descoperit-o prin cursurile lui Loran de pe Uprisers. Știu că Monica a lucrat foarte mult și are și cursuri uh, la Lorand și uh, așa, am, am, așa am, am ajuns, am urmat câteva, uh, câteva cursuri pe care le are, ea, uh, are pe, pe platforma Prizers și ulterior am început să urmăresc ca și, ca și webinarii și sunt destul de conștient că lucru cu mintea este ceea ce mă va duce și vă, mă va ajuta pe mine să ajung acolo unde îmi doresc, eu, adică să trăiesc în prosperitate uh, totală și prosperitate spun asta din toate punctele vieții, da? de la financiar, la familial, la, la toate arile. Și așa am, așa am descoperit-o și așa am decis, a fost asta vară, cea mai bună decizie pe care și fi putut să o iau, clar. Ce fain că zici prosperitate și nu bani sau zona financiară, că um, prosperitate înseamnă mult mai mult decât a avea niște bani și îmi place foarte mult termenul ăsta. Da, exact. E, e un lucru care pe care l-am definit în mine în timp. Au fost momente în care consideram că banii sunt cei mai importanți, de fapt banii sunt doar un... Este foarte bine să i-ai, sunt un mijloc, este foarte bine să i-ai că te ajută să ajungi unde îți dorești da? și poți să ai fix prosperitatea care ai. În de fapt cred că foarte mulți Dintre noi, considerăm că a avea bani este tot ceea ce putem să avem ca să fim fericiți. De fapt, nu este așa. Prosperitatea este ceea ce ne dorim, pentru că eu, personal, asta am ajuns, la, asta e concluzia mea până acum, pentru că este vorba de mult mai multe. Ok, în momentul în care ai și trăiești în pace, în prosperitate cu familia, cu, eu știu, jobul la care lucrezi sau firma pe care o ai. Din punct de vedere spiritual, te împaci cu gândul că există ceva acolo mult mai puternic la care tu poți să ai acces și pe care, eu știu, dacă ai nevoie, ai o intenție, poți să o ceri și să o pui în aplicare. De fapt, asta este ceea ce te ajută. Și uh -huh. din câte văd, de foarte multe ori se întâmplă lucrurile astea, adică. Cerem ceea ce. și primim ceea ce cerem. Mm -hmm. În foarte multe cazuri. Mm -hmm. Și atunci, pentru mine, e foarte important uh, să definez și cum. și cum vorbesc și cum mă adresez mediului exterior în intențiile mele. E foarte, foarte important. Mm -hmm. Care au fost rezultatele tale pe care le-ai văzut până acum, că de recent ai terminat Inspired Money, deci rezultatele o să le vezi și pe parcursul următoarelor luni, dar până acum, ce ai observat? Am, am avut foarte multe ahauri pe pe parcursul acestor 9 săptămâni sau pe parcursul cursului și aș putea spune că cel mai mare aha este faptul că am înțeles că modul în care trăiam până în curs era faptul că mă raportam la ceea ce este în jurul meu și foarte puțin la ceea ce sunt eu. Foarte puțin. Și atunci am înțeles că eu sunt omul și persoana care poate schimba această direcție spre binele meu, până la urmă. În momentul în care eu îmi doresc ceva, îmi doresc pentru mine și binele meu, și dacă eu fac cum zic ceilalți, atunci e o negare. E o negare a ceea ce sunt eu și a ceea ce îmi ce doresc. Și ideea de a co-crea și de a fi ceea ce ești tu, asta pe mine -a, a fost cel mai mare aha. Cel, cel mai mare aha, de departe cel mai mare aha. Mm -hmm. Foarte fain și e foarte important asta că, um, de fapt, orice schimbare, nu? Asta e clar, orice schimbare începe cu tine și um, dacă vrei să ai un impact la nivel global, e nevoie să fii bine cu tine, poți uh, să poți să ai acel impact și așa e, e foarte fain. Foarte fain exact. și cred că e foarte important că poate spunem asta, știi, cuvintele, le folosim, dar nu se internalizează, știi? Adică nu e efectiv să trăiești ceea ce, ce spui și acum când ai povestit, efectiv am simțit că asta face parte din din tine. Este, adică în momentul în care îți spun chestia asta pe mine chiar mă furnică corpul și nu, nu spun asta um, o spun din suflet pentru că asta asta simt. Este este un adevăr și să ajungi să vezi asta este cel mai mare cadou. Uh -huh. pe care ți poți oferi ție ca ca persoană uh -huh. de departe. Ce, ar, ce alte arii ale vieții ai văzut că s-au îmbunătățit sau ce alte lucruri ai văzut că s-au îmbunătățit? Este work in progress. <laughs> este o muncă continuă pe care până în cursul Monicăi nu o făceam. Din nou este mult mai ușor să dai vina pe restul sau să spui că, ok, cum pot eu să fac fața anumitor lucruri care vin din exterior? Dar când înțelegi lucrul ăsta, se schimbă. Și ceea ce, ce, ce vreau să zic este că eu o muncă continuă și eu de-abia acum, cu, cu acest curs, am început să lucrez la mine cea mai mare muncă pe care pot să o fac, na? Sunt la primele cărămizi, e o muncă în schimbare. Ce pot să zic este că mi s-a schimbat uh, uh, relația relația cu iubita mea, dar din nou și aici este o muncă continuă, pentru că este acel acea înțelegere pe care trebuie să o, să să o faci și să vezi cum lucrurile se cum tu poți avea impact, inclusiv asupra familiei, în momentul în care tu te schimbi pe tine. Și asta nu pot să o fac, adică nu s-a întâmplat în 9 săptămâni, este work in progress. Au fost lucruri care s-au schimbat în raport cu cum uh, mă conectez la copii și cum se conectează ei ulterior la mine și uh, soția și uh, pot să zic ca că a existat, a existat un... un uh, Punct care poate, ar fi, aș fi perceput dureros, dar pentru că am înțeles că eu trebuie să investesc în mine și să mă descoper pe mine, s-a schimbat raportul dintre când permit oamenilor să ia din timpul meu și când nu. Și mm -hmm. asta s-a întâmplat și la muncă. Am capacitatea în momentul de față să spun nu șefului pentru un anumit task și să-i spun ok, uite, eu fac lucru, eu fac altceva în schimb am alte treabă, sau sunt, am alte priorități în momentul de față care țin tot de muncă. Dar mm -hmm. puțin se întâmplă să mai dea năvală cu diferite task care n-au nicio legătură cu obiectivul meu, de exemplu. Sau cu ceea ce trebuie eu să fac. Mm -hmm. În fapt. Mm -hmm. Astea sunt două lucruri care s-au schimbat s-au schimbat destul de mult din nou. Sunt work in progress. Că mm -hmm. sunt mulțumit cum, cum se întâmplă lucrurile și văd cum se, se vor modifica pe parcurs și mai bine. Mm -hmm. Foarte fain. Deci, practic, ți-a crescut nivelul de merit și asta se reflectă în modul în care îi lași pe ceilalți să îți ia din timp sau cum dedici timp. Deci, alegi și ai efectiv puterea și... Um, Îți impui ceea ce e important pentru tine. Deci, practic, nivelul tău de merit a crescut în aceste săptămâni și, clar, rezultatele se vor vedea și pe parcurs, așa că uh, mi-ar plăcea să mai avem, uh, mai avem o discuție peste șase, șapte luni, să vedem care a fost impactul pe termen lung al programului. Acum e, efectiv, impactul pe termen, pe termen scurt. Exact, exact. Pot să mai adaug aici: sunt, sunt foarte multe lucruri. În, în momentul, hai zicem așa, în momentul în care am ieșit din curs, pentru că am dedicat foarte mult timp uh, acestui curs și mie, prin acest curs, uh, prin a avea uh, ore de lucru și așa mai departe, timpul ăla imediat, adică am creat un vid pe care dacă nu-l ocupi ulterior, din nou cu lucruri care sunt importante pentru tine și uh, să continui dezvoltarea cu tine pe palierul ăsta sau pe alte paliere care sunt importante pentru tine ca om, acest spațiu va fi umplut. Și va fi umplut imediat și vei vedea o... Uh, cum să zic... Uh, o schimbare radicală ca și cum tot pământul cade pe tine. Mm -hmm. De exemplu, dintr-o dată, da fix după ce s-a terminat cursul, la noi la mine la muncă, de la lucra de acasă am început să ne cheme la muncă uh, câte două uh, zile pe săptămână am simțit ok, dar nu e asta ce îmi doresc și am stat puțin și m-am gândit și am început să lucrez cu tehnicile pe care le-am uh, le-am acumulat în curs mm -hmm. uh, și am ajuns la concluzia că nu este un lucru de moarte și de viață atâta timp cât eu în continuare în mo modul în care Mă duc la birou, în continuare îmi dedic acele ore sau timp pentru mine. Putea să fie o tragedie. Da, lucrurile se întâmplă, adică poți să intri în zona în care mai. Dar eu n-am nevoie de asta total și este ok. Și schimbarea nu o să vină că zici, păi da, dar uite, dacă mă las acum de muncă, ce fac? E, e, e un impact din ala foarte mare pe care îl simți, dar în fapt tu creezi un vacuum da? care va fi umplut ulterior. Mm -hmm. Și cu siguranță va veni un, un job pe care ți-l dorești dacă vei face, să zic, nu, nu vei lua direcția să te împaci că e ok să te duci la muncă atât timp cât îți timp și vei lua direcția că gen, ok, bun, acum eu nu mai îmi doresc jobul ăsta că nu mai e pentru mine, which is ok. Și te întrebi, ok, dar nu mai am bani. Și cumva regreți și te întorci la muncă chiar dacă n-ai vrea. Toată ideea, din punctul meu de vedere, este să te împaci cu orice pas la i face. Pentru mm -hmm. că toate mm -hmm. sunt ok, doar să te împaci cu ce faci. Și să vezi cum te susține și te ajută uh, lucrul ăsta. Și pe mine m-a ajutat foarte mult, adică mm. enorm. <laughs> E foarte fain asta și um, asta ne dorim noi, cei din Inspired Life, să efectiv să oferim niște instrumente pe care să le poți folosi în fiecare zi și uh, lucruri care sau situații pe care noi le percepem într-un mod negativ se întâmplă în fiecare zi. Dar dacă ai instrumentele necesare, poți să lucrezi cu tine, așa cum ai zis și tu, și să vezi cum acele lucruri, de fapt, se întâmplă în favoarea ta și se întâmplă pentru tine ca tu să crești și să devii persoana care, care îți dorești. Și exact. uh, că, de fapt, situațiile și negative, care noi le vedem negativ, le percepem negativ, de fapt se întâmplă pentru noi ca noi să trăim în valorile noastre și să creștem și să ne dezvoltăm. Și asta e, e foarte fain. Deci, tot nivelul de merit, tot, cum ai zis și tu, ți-a crescut nivelul de merit și nu mai negociezi Ceea ce, e, ceea ce e important pentru tine și ce e în valorile tale și um, să vezi de fapt cum ai zis, că dacă tu ești bine și păcat cu tine, atunci și în exterior poți să servești și poți să uh, duci mai departe ceea ce ai tu de făcut și e foarte fain. Exact. Și trebuie să definești ce ai tu de făcut, că ăsta e un alt aspect important să definești ceea ce ai de făcut. E, e alt lucru aha, acum că, că, că menționez, un alt aha pe care l-am avut. Eram în zona în care îmi doream vise mărețe și îmi doresc în continuare și am liste foarte mari, sunt adeptul pusului de dorințe și setării de dorințe foarte, foarte mari, dar cumva... Au fost niște uh, pași, ca partea procesului, Monicăi, care m-au ajutat să înțeleg de ce este, să înțeleg mai bine de ce este uh, necesar să ai într-adevăr un vis mare, pentru că în momentul în care tu îl ai și-l ai clar pentru tine, în momentul ăla ceva. Începe să-l spargă în bucăți și să zice, ok, eu peste 20 de ani vreau să ajung în punctul X. Ce trebuie să fac eu acum ca să ajung acolo? Mm. Și asta îți dă cumva direcția și împăcarea și pentru tascurile și tot ceea ce vine către tine în fiecare zi. Pentru că dacă eu vreau să ajung, de exemplu, un director de companie, un CEO, peste 10 ani de zile, în momentul în care sunt chemat la muncă, la birou, de exemplu, trebuie să înțeleg cum, mă ajută pe mine să înțeleg mai bine, poate, procese, proceduri, sau să comunic mai bine cu oamenii, sau să fiu mai aproape de șeful, cum mă ajută pe mine chestia asta să ajung unde îmi doresc eu, ca CEO. Și nu să o iau în zona A, Nasol, PA! toate lucrurile nasoale mi se întâmplă numai mie, uite că să nu intru în zona de victimă. Uhum, uhum. Și asta m-a ajutat enorm, enorm, enorm chiar, chiar inclusiv pentru pentru acest uh, uh, pas pe care ți-l spuneam că am fost chemați la muncă. Cumva e, eu au, adică e o eliberare foarte mare că înțelegi că este partea procesului și că trebuie să faci cât un pas pe zi. Până la urmă, o mașină nu se construiește într-o zi. Se începe cu platforma, eu știu, roții, șurubele, uh -huh. chestii, durează. Așa și aici, durează. Uh -huh. Uh -huh. Exact și dacă tu ai o viziune că asta se face în Inspired Money, lucrezi la o viziune, cum ai zis, o viziune cu ceea ce îți dorești tu să faci, să-ți găsești misiunea și viziunea să vezi exact clar și dacă tu vezi viziunea și vezi care e impactul pe care tu poți să-l ai um, și efectiv îl conștientizezi atunci, cum ai zis și tu, îl ve vezi că e doable, adică vezi că poți să faci și că nu e atât de greu, și atunci um, împarți în obiective mai mici, structurezi acea viziune și apoi vezi cum fiecare etapă, de fapt, sau fiecare situație lucrează, lucrează pentru tine. Clar. Clar. Și învățarea nu se, nu se termină niciodată. Asta e un alt aspect. Înțeles și mult mai bine înțeles cu prin cursul Monicăi, nu se, nu se termină niciodată. Pentru mm -hmm. că, în momentul în care vrei, din nou, iar ne, o să mă leg de, de acest obiectiv, în momentul în care vrei să ajungi la un punct, nu se va întâmpla învățarea peste noapte. Mm -hmm. E continuă. Împăcarea cu gândul că trebuie să dedici timp pentru învățarea ta, care este tot pentru tine. Te ajută inclusiv să ai parte de astfel de experiențe minunate. Mm. Și eu știu că nu se va termina aici, eu știu că o să mai accesez cursuri de la Monica și eu știu că o să mai accesez cursuri și de la uh, uh, din alte părți care să mă ajute pe mine să ajung acolo unde îmi Singur mm. nu o să pot să fac lucrul ăsta. Da, așa e, așa e. Poți să-l faci, dar e, nu e că nu poți să faci singur, poți, doar că necesită mult timp și știi, e um, cea mai dureroasă modalitate de a învăța este pe propria piele, atunci când uh, încerci, greșești, încerci, greșești până când găsești, așa, aici ai uh, niște procese care funcționează și trecând prin ele, yeah. efectiv, au fost testate, au trecut alte sute de oameni prin acel proces și au avut rezultate și atunci e mai, mai simplu. Uh, și uh, cost, efectiv, și cu timp, și toate. Exact, 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 exact. exact. Da, exact. Poți să spui că a fost rentabilă investiția pentru tine în acest program? Uh, de departe, de departe. Da, foarte, foarte rentabil. Adică, acum că îți spun chestia asta, mă, iar am mă, în corp. Da, 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 da. Super, foarte fain că poți să vezi efectiv ce, ce ți-a adus și că ai o nouă perspectivă asupra, asupra vieții și, um, cum ai zis și mai devreme, legat de victimă, atunci când ești, când vezi viața din postura de victimă, viața e grea și e greu de dus. Dar când vezi că tu îți creezi efectiv realitatea și că lucrurile se întâmplă pentru tine, viața e mai ușor de dus și e frumoasă și trăiești în prosperitate, cu adevărat. Trăiești cum vrei tu să trăiești. Că, uh, percepția mea este că marea parte a oamenilor sau majoritatea cu care discut sau intri în discuții zilnic și intrăm în discuții zilnic, majoritatea lor își doresc lucrul ăsta. Dar că este ceea ce faci, din nou. Cu acel mic șurubel sau acel mic cui sau acea mic, mică piatră pe care începi să o pui ca și cărămidă la fundația casei tale, care ești tu, contează. Dacă nu faci nimic în sensul ăsta, nu se va întâmpla nimic. Poți să rămâi doar cu dorința. Mm -hmm. Adică da, poți să-mi setez să vreau să trăiesc bine, dar dacă nu fac nimic în direcția nu mă ajută. Și da, investiția este pentru mine cea mai, cea mai bună investiție, by far, până acum, în mine. Foarte fain. Ce e recomanda unei persoane care ne ascultă chiar acum, um, care, la fel ca și tine, își dorea claritate, uh, să uh, găsească acea prosperitate adevărată? Pot să spun în felul următor. Um, sunt, sunt două variante. Cum ai spus și tu, poți să o faci singur, este infinit mai greu și poate o să ajungi, poate nu o să ajungi acolo unde uh, uh, îți dorești și cu siguranță frustrările și durerile vor fi mult mai mari. Însă în momentul în care îți acorzi ție șansa, pentru că asta este, îți acorzi o șansă de a te folosi de niște instrumente și de niște experți, care te pot îndruma sau te îndrumă să ajungi până la urmă tot acolo unde îți dorești tu. Nu este un drum mai scurt, da? pentru că există durere uh, în proces, există momente în care toate lucrurile în jurul tău se schimbă și este vizibil lucrul ăsta. Există momente în care uh, trebuie să îți pui uh, sentimentele sub reflector însă merită cu uh, prisosință. Adică, prisosință, de, cum să zic uh -huh. Da, go for it. Nici măcar să nu te gândești două secunde. Pentru că asta este, îți dorești prosperitate. În momentul în care îți dorești prosperitate, te duci către prosperitate, o tragi către tine. Uh -huh. Și dacă trebuie să faci acest curs, făl Adică simți lucrul ăsta? fă -l. nu sta pe gânduri. Nu sta pe gânduri că în momentul în care stai pe gânduri, ceea ce faci astăzi este ceea ce te, fa te va defini în viitor. Mm -hmm. Și dacă nu faci nimic astăzi, nimic vei avea în viitor. Mm -hmm. Așa e. Așa e. Foarte puternic asta că, uh, practic, e despre a trăi în prezent și despre a lua decizie astăzi pentru tine. Exact. Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat uh, să facem acest interviu. Uh, sunt sigură că informațiile și ceea ce ai spus tu, răspunsurile tale, o să inspire persoanele care chiar au, uh, au nevoie să audă asta și chiar îți mulțumesc! Cu mare, cu mare, mare, drag și este o onoare și o plăcere în același timp și uh, o fac pentru că. Schimbarea e în mine și uh, clar uh, oamenii își doresc, toți, nu, nu, nu am văzut o persoană care să nu vorbească despre bani sau despre o viață mai bună. Despre Astea, astea sunt subiectele zilnice. Uhum. Uhum. Uh, cum fac să am o viață mai bună? Cum fac să am un câștig mai mare? Cum fac să nu știu ce? Totul este în jurul ăsta. Ia un curs, fă ceva în zona asta. Așa e, așa e Toți vrem uh, Vrem ca Acel bine să Să vină către noi, însă uh, E de fapt în, în jurul nostru, știi? Adică e la exact. un click distanță Dacă vrei să um, Să ai acea prosperitate uh, E la un click distanță De, de tine Da, exact, chiar este <laughs> Îți mulțumesc Gadi, pentru, pentru răspunsuri și pentru timp. Mulțumesc mult și eu!